Evenimentul aniversar dedicat activității jurnalistice a Marilenei Rotaru a reunit jurnaliști, profesori, clerici și oameni de cultură. Participanții au vizionat crâmpeie din serialul Memoria Exilului Românesc, care au adus în memoria celor prezenți elita culturii române. Horia Vintilă, Emil Cioran, Friedrich von Boches și Paul Goma se numără printre personalitățile intervievate de renumita realizatoare. În pauzele cinematografice, scriitori și oameni de cultură au evidențiat zestrea culturală oferită în dar societății de marea realizatoare. Oameni despre care, fără aceste filme, n-ar fi știut nimic. Și vreau să spun cu o concluzie de un dramatism absolut. Mă refer de data asta la scriitori. Majoritatea scriitorilor din exil n-au, indiferent de cât au fost editați în anii următori în România, în anii următori Revoluției în România, n-au mai intrat cu adevărat. Ceea ce a făcut doamna Marilena Rotaru prin Memoria Exilului Românesc este un pelerinaj. Nu este o simplă călătorie, este un pelerinaj. Și lucrul acesta se vede foarte clar. După cum doamna Ana Blandiana iarăși a creat un pelerinaj prin memorialul de la Sighet. După cum Lucia Hosulongin, la fel, a creat un pelerinaj prin memorialul durerii. Deci este vorba aici despre un pelerinaj, un pelerinaj pentru a ne înțelege care este rostul nostru și rostul românilor. Da, vocația noastră a românilor este o vocație de jertfă, este o vocație a crucii. Cred că această emisiune, alături de alte două emisiuni foarte importante care au apărut după anii 90, Catru Televiziunii Române, și anume Memorialul Durerii și Universul Credinței, sunt emisiuni care au reușit în acest răstimp să tezaurizeze interviuri foarte valoroase cu personalități atât din viața culturală cât mai ales din viața duhovnicească, și prin intermediul acestor emisiuni generația noastră de astăzi poate să aibă acces la trăirile și provocările pe care le-au întâmpinat acești oameni deosebiți care au fost nevoiți să treacă printr-o perioadă de suferință, opresiune, de cenzură specifică regimului comunist. Unul dintre documentele importante lăsate de Marilena Rotaru Televiziunii Române și societății românești sunt mărturiile regelui Mihai al României. Prin discuții pe care le-am avut despre bunicul meu, am devenit și prieten, dar evenimentul astăzi este un exemplu adevărat și arată ce dedicație are Marilenei Rotaru pentru nu numai bunicul meu, dar exilul românesc, toți oameni deosebiți care au însemnat, au făcut ceva deosebit pentru române în străinătate, pentru o perioadă dificilă din istoria noastră. Realizatoarea de televiziune spune că tot ceea ce a înfăptuit în cei peste 50 de ani de carieră nu a fost decât o chemare interioară. Am dorit foarte mult să împărtășesc emoții, asta mi-am dorit întotdeauna, și pe această cale am încercat. Cu documentarele, aflând adevărul vieții acestor oameni, aflând sacrificiul lor, pentru că este o zonă, așa cum spuneam și cum îl citam pe profesorul Cioronescu, cei cu care am vorbit sunt niște pete de sânge care vorbesc, citându-l pe Nichita Stănescu. Am coborât, pot să spun, cu fiecare biografie, cu fiecare întrebare pe care am pus-o, coborât în niște răni vii, am plecat cu ei, m-am întors cu ei, dar îmbogățită de faptul că e un drum pe care, dacă îl parcurgi, ajungi nu numai să te îmbogățești cu atâtea și atâtea cunoașteri, sentimente, emoții, dar și să te cunoști mai bine pe tine însuți. Pe lângă seria Memoria Exilului Românesc, Marilena Rotaru a lăsat Televiziunii Române reportaje document, printre care se numără Întoarcerea lui Vintilă Horia, Ca un copac în furtună, Sergiu Celibidache, Mihai I, Regele Românilor.